Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Secretele Puterii. Discutăm în această seară cu ministrul infrastructurii, vicepremierul Andrei Spânu. Bună seara, domnule Spânu, și bine ați revenit la noi. Bună seara. Începem cu veștile bune, în ghilimele. O nouă majorare a tarifului la energie electrică, 6 lei a decis, aproape 6 lei a decis ANRE-ul, că vor plăti cei din centrul țării și din sud, și 5,6 lei la nord, tarife extrem de mari pe care le-am fi considerat ireale cu un an și ceva în urmă. Cum se vor descurca cetățenii, agenții economici cu astfel de tarife la energie electrică? În primul rând, hai să fim corecți. Cetățenii nu vor achita, în mare parte, nu vor achita aceste tarife. Ori programul de compensații care a fost aprobat de guvern spune că cei mai vulnerabili vor achita 3,7 lei, iar cei mai puțin vulnerabili 4,2. Deci, de fapt, acestea sunt tarifele pe care le vor primi cetățenii pentru primii 75 kW, care sunt cumva un consum mai sus decât medie. Respectiv, așteptăm să vină sau vor veni facturile și aceste compensații se vor vedea în factura fiecare. Eu m-am uitat astăzi pe ce ați distribuit și noastră pe Facebook și am văzut așa, 75 de kW subvenționați la prețul de 4,2 lei, adică în loc de 5,9. 3,7 și 4,2. Ok, cei cu vulnerabilitate foarte ridicată, 3,7 și ceilalți 4,2. Dar dumneavoastră câți kW consumați pe lună? Eu am renunțat la compensații, sincer nu știu nu, exact. Păi, la compensații înțeleg că ați renunțat, dar câți kW consumați? Nu știu exact cât consum, trebuie să verific o factură. Pentru că 75 de kW... Eu, spre exemplu, locuiesc singur și consum 200. Ok, poate o să mă descurc, nu o să fie o problemă, dar mi se pare foarte puțin 75 de kW. Îți repet, asta este factura medie. Toate calculele au fost făcute în funcție de factura medie a cetățenilor țării noastre. Respectiv, cei mai vulnerabili și cei care au nevoie cel mai mult de ajutor consumă în jurul acestei cifre. Deci au fost făcute calcule absolut pe toate punctele de consum. Mai era în graficul pe care l-ați distribuit dumneavoastră încă o precizare. Dacă tariful este între 6 și 7 lei cel stabilit din ANRE, s-ar califica la compensații și cei din categoria medie cu 5,2 lei, dacă nu mă înșel. Da. Acum, dacă e 5,91, nu se vor califica la compensație. Conform hotărârii de guvern, nu. Ok, am înțeles ce fac consumatorii casnici, dar ce fac, domnule ministru, companiile, în special cele la care curentul reprezintă o mare parte din costuri, spre exemplu, care produc pâine, și noi știm că pâinea la noi e un aliment pe care îl consumă în special păturile cele mai vulnerabile, sau care este foarte important pentru păturile vulnerabile, acolo vor exista ceva compensații, subvenții? Deci acolo întrebarea ar fi mai corect să fie pusă la Ministerul Economiei, la nou ministru. Au fost compensații anul trecut la gaz pentru agenții economici și din câte cunosc la Ministerul Economiei se discută și anumite compensații în acesta. Ok. Rămânem la energie electrică, pentru că pe lângă faptul că e foarte scumpă, mai avem o problemă gravă aici, nici măcar nu știm dacă ea va fi. Depindem foarte mult și de ce se întâmplă în Ucraina, pentru că vedem că orice bombardament, în special în zona de graniță, aduce la pene de curent. În același timp am văzut că s-au semnat contracte noi cu companii românești și din ce am sesizat eu acolo, peste 50% din necesarul de consum va fi adus din România, va fi procurat din România la un preț mediu sub 100 de dolari megavatul. Nu greșesc, nu? Cu diferența că doar că aproximativ 25 de megawatt vor avea prețul de 180 de euro. Este vorba de energie care este cumpărată de la centralele termice,
care produc pe cărbune și se achită suplimentar certificatul de CO2. Restul este cu 90? Da, cu prețul plafonat. Și încă 50 și ceva la sută este din ce producem noi aici? Nu. Deci ce producem noi aici este între... Ok. Deci 50%, 50 și un pic la sută ce vine din România este doar din ce importăm, da? Da. Deci okay. Și la prețul plafonat conform ordonanței de urgență din România. Și cam 40% înseamnă că cumpărăm la ce preț, domnule ministru? Prețul este diferit. Spre exemplu, astăzi diferența s-a cumpărat la aproximativ 415 euro. Pentru că în ultimele 2-3 zile prețurile la energia electrică pe piețele europene a crescut considerabil, peste 70%. Dar, iarăși, este foarte volatil. S-ar putea ca în zilele următoare să scadă. Deja vom vedea care va fi piața. 415 euro este foarte, foarte mult. Chiar dacă da, am face vă dau o da, dar ca să înțelegem asta, vorbim doar de o zi. Dacă am face o medie la tot ce s-a cumpărat pe Opcom, pe bursa din România, de la început până în ziua de astăzi, vorbim de o medie de în jur de 250 euro. Uh-huh. Medie ponderată. Cât de realist este să încheiem în perioada următoare contracte pentru 100% din necesarul de import? Cu România? Cu România sau cu alte state europene, companii? Cu România avem aceste 50. Cred că șanse sunt mai mari după 1 ianuarie să semnăm volume mai mari. Suplimentar, cred că trebuie să spunem, chiar dacă ar putea să pară hazliu, dar va conta și cum va fi vremea în această perioadă în regiune. Spre exemplu, dacă vom avea ploi sau nu, pentru a produce hidroelectrica, să poată să producă mai multă energie pe bază de hidro, de apă. Sau una din presupunerile de ce a crescut prețul foarte mult în ultimele 2-3 zile, pentru că a fost puțin vânt în Germania, ceea ce a redus producerea de regenerabile eoliene. Sunt foarte mulți factori care ar putea schimba situația. Discutăm cu sau Energocom se va înregistra în perioada următoare pe bursa din Bulgaria, să vedem dacă putem accesa acea bursă, dar și în Bulgaria am văzut că prețurile sunt mai mult sau mai puțin similare cu cele din România. Ce putem face suplimentar este dacă se va ajunge la o înțelegere cu Amgres, de la care am putea cumpăra anumită energie electrică pe contract bilateral. Da, vom discuta un pic mai încolo despre Amgres. Da, vreau acum să vorbim despre riscuri, pentru că, așa cum punctam și la început, pe lângă prețuri mai e o problemă gravă. Există și scenarii chiar mai negre decât piene de curent de câteva ore cu care deja ne-am confruntat, pentru că și linia de la Isac cea trece prin Ucraina, are două tronsoane și în plus nordul, chiar dacă se alimentează cu curent din România, vine pe la Dnestrovsk. Deci avem două părți care sunt pe teritoriul Ucrainei. În cazul în care bombardamentele lui Putin vor ținti până la urmă, pentru că la Dnestrovsk s-a încercat, dar scutul antiaerian a funcționat. Noi rămânem în beznă, să înțeleg. Deci, aveți dreptate, asta este cel mai dramatic scenariu, în cazul în care sunt bombardate aceste două linii de înaltă tensiune. În această situație vom avea liniile de interconexiune cu România cu capacitate mai mică, sunt trei linii și Moldelectrica lucrează cu Transelectrica ca să aibă planuri de contingență pentru utilizarea. Suplimentar vom conta pe producerea locală, pentru că alte interconexiuni nu vor fi. Deci vom avea maxim aceste trei linii de interconexiune cu România, plus maxim cât putem produce la nivel național. Și o soluție de ultimă instanță ar putea fi utilizată și stația de la Amgres pe bază de gaz, care ar putea produce necesarul. Dacă se va materializa un astfel de scenariu, atunci cred că deconectările masive pe ore, cum a mai fost în alte perioade
în alți ani din trecut, cred că sunt iminente. Cele trei rețele insulare, cum da. Se numesc ele, ce capacitate au? Sub 100 de megawatt fiecare. Ele sunt în linii de 110, ar putea aduce, în cel mai bun caz, cred că în jur de 250 megawatt toate împreună. Da. Trist. Da, trist. Atâta timp cât zboară rachete cu sutele peste Ucraina din Federația Rusă, evident că acest risc este unul real. Dar vreau să înțelegem un pic ce se întâmplă și cu aceste pene de curent, pentru că săptămâna trecută noi, spre exemplu, am făcut două treimi din emisiune la generator, nu am avut electricitate, chiar dacă o parte din oraș era deja conectată. De ce atât de dificil s-a reconectat țara la curent? Iarăși avem probleme cu infrastructura aici local. De ce atât de dificil? În cazul zilei de... sau miercurea trecută. Miercurea trecută, deci pentru prima dată a fost bombardată infrastructura energetică din Odessa, care este foarte aproape de nodul de la Amgres. Și iarăși pentru prima dată a fost deconectat practic Amgresul. A căzut. Ceea ce a dus la căderea ceturilor. Deci termoelectrica la fel s-a oprit. Inclusiv cet nordul. Și știm foarte bine că Chișinău este alimentat în mare parte din energia electrică produsă de ceturi, de termoelectrică. Respectiv, odată cu deconectarea și a termoelectricei, a fost nevoie de mai mult timp ca să se sincronizeze inclusiv producerea de energie electrică de la termoelectrica și încet, încet să se conecteze toată capitala. Dar această rețea la care se lucrează acum, care vine tot din sud și ar trebui să ne interconecteze cu România, dar evitând cu Ciurganul și teritoriul Ucrainei, când va fi realist să o vedem finalizată? În 2024. Dar nu putem cumva să grăbim lucrările, să mai contractăm niște companii, spre exemplu compania românească pe care am scos-o de la licitație și s-a supărat. Haideți să nu facem speculații că am scos sau nu am scos. Deci este un proiect, s-a încercat toate posibilitățile de a grăbi și vom face tot posibilul să grăbim propriu-zis construcția. Ceea ce nu putem grăbi este proiectarea și testarea pilonilor, cablurilor și așa mai departe. Deci chiar dacă am mai implicat vreo companie în aceste lucrări, noi nu putem mai... Am spus că putem grăbi partea de construcție. Spre exemplu, să împărțim întreaga lungime în mai multe componente și compania care a câștigat licitația să subcontracteze capacități suplimentare. Și asta vom încerca să facem odată cu inițierea construcției. Acum însă suntem la, sau compania este la faza de proiectare, de testarea sau de verificarea solului și de testarea pilonilor, cablurilor, ceea ce am mai spus. Realist, dacă am implicat și alte companii, putem, spre exemplu, iarna viitoare măcar să... Nu cred. Nu, este puțin probabil. Am încercat să avem discuții cu mai mulți experți tehnici, să vedem exact cum se poate de grăbit. Cred că optimist ar fi să o avem gata în vara 2024, ca în iarna 2024-2025 deja să fie perfect funcțional. La compania din India se încadrează în ritm, face calitativ lucrările acolo? Deci la moment nu sunt mari probleme de ce ține de planul de realizare acestui proiect. Mai avem încă o problemă, pentru că mare parte din energie electrică care vine din România trece tot prin nodul de la Ciurgan și l-am văzut deja pe Krasnoselski acum o săptămână sau două, spunând că s-ar putea să ne impună taxe, dar n-ar fi cea mai mare problemă taxele. Ei acolo ar putea oricând să dea întrerupături în jos și iarăși să nu ajungă curentul. Există un asemenea risc? Am spus, evident că există. Deci noi luăm în calcul orice risc, inclusiv decizia Amgresului de a deconecta. Dar asta nu este cel mai prost scenariu, pentru că deconectarea acestei linii ar însemna că curentul din România vine pe la nord.
Și inclusiv putem folosi aceste trei linii de capacitate mai mică. În acest sens, deconectarea ar crea anumite probleme tehnice, pentru că orice, dacă o să discutăm cu mult de electrică, îi pornesc de la simpla idee că două linii este mai bine decât una, mă refer de interconectare, și o singură linie ar comporta riscuri, că în caz de deconectări sau avarii, atunci ar duce practic la fără alte soluții. Dar ei acolo mai făceau niște chestii prin 2017, noi când am semnat cu Ucraina pentru tot consumul, mai ridicau tensiunea, mai cădeau. Acum nu se mai ocupă cu sabotaj genul ăsta. Acum noi avem regulile de piață și chiar dacă încă sunt probleme cu implementarea acestor reguli de piață în zona transnistreană, dezechilibrele pe care ar putea să le creeze i-ar costa mult și nu cred că este în interesul lor să facă asta. Dar am văzut, este adevărat, că spre în luna noiembrie au fost observate anumite elemente de acest tip din activitatea de scurtă durată a MAMZ-ului. Le spun, centrala asta de la Ciurgan, ea când a fost construit, capacitatea maximă era vreo 2700 de megawatts, dacă nu mă înșel. Deci are capacitate să producă energie electrică pentru toată Moldova și malul stâng și malul drept și să exporte dacă sunt doritori să cumpere de acolo. Din calculele noastre bazate pe ce se consuma anul trecut, 110 milioane de metri cub de gaze ar fi aproape suficiente pentru a se acoperi tot consumul Republicii Moldova. Ambele maluri, repet. Acum Rusia ne livrează 170 de milioane de metri. 176 pentru luna 176, da. Când are luna 31 de zile, 176. Noi de ce nu putem să ajungem la o înțelegere cu cetățenii ăia de pe celălalt mal al Nistrului? Spre exemplu, să spunem 110 milioane de metri cubi sau 100 sau 80, că mai importăm din România la un preț bun de 90 de euro, foarte bun, chiar dacă l-am raportat. Domnilor, uitați-vă, stabilim atâta gaz, merge la Cuciurgan, ne dați tot cu 60 de dolari cât era prețul, ca să nu ajungem la aceste tarife absolut exorbitante pe care le plătim la energie electrică și în același timp să facă și ei bani, că din asta au trăit în toți anii ăștia, din banii pe care îi plăteam noi pentru energie electrică, inclusiv în vremuri mai bune, când puteam să-i plătim în Ucraina sau în România, că erau aceleași prețuri. Acum e altă situație. Deci, de ce nu se poate ajunge la o înțelegere aici? Păi asta încercăm să facem. Și, din păcate, în luna noiembrie nu am reușit să ajungem la astfel de înțelegere. Trebuia să aveți discuții zilele astea pentru decembrie. Da, am avut discuții marți, dacă nu greșesc. Am propus un scenariu în care să avem energie electrică pentru toată țara. Azi s-au confirmat, sau Gazprom a confirmat cele 5,7. Sper că în zilele următoare să avem un răspuns din partea lor. Da. Care sunt argumentele lor? Pentru că eu nu văd nicio logică în a te încăpățâna în halul ăsta, mai ales în condițiile în care noi nu le mai dăm nici autorizații de mediu, ei pierd și banii pe autorizații de mediu ca să funcționeze MMZ-ul, ei pierd și banii foarte mulți, 15 milioane de dolari pe lună, cel puțin, pentru energie electrică. Este evident că e o directivă de la Moscova, pentru că altfel nu poate să existe vreo logică în acțiunea lor. Da, logica este corectă. Argumentul de bază invocat este necesitățile de gaz, propriu-zis de gaz, care sunt mai mari. Așa argumentează ei. Noi considerăm că această soluție în care se livreze în primul rând energie pentru toată țara și apoi să ajungă și gaz este una mai bună. Apropo de gaz, mâine este 1 decembrie, începe o nouă lună. Cum împărțim cele 176 de milioane lor? Pentru mine este aceeași proporție, 2,3 la 3,4, dacă nu greșesc. Dar necesarul de consum al nostru crește în decembrie? Evident că crește, îl vom acoperi din rezervele pe care am reușit să le facem în ultima perioadă. Deci nu consumăm noi mai mult de 3,5?
Nu am zis că nu consumăm. Vom vedea. Adică din cantitatea care vine de la gaz. În mod normal, cu economiile pe care le facem, 3,4 ar putea să fie suficient pentru luna decembrie, dar nu asta este cea mai mare problemă. La moment trebuie să găsim o soluție și pentru energie electrică. Ținând cont că rezerve de gaz avem peste 200 de milioane de metri cubi, care putea fi folosite în cazul în care consumul va fi mai mare sau acest gaz de la Gazprom nu va fi suficient pentru malul drept. Da, aveți datele pe noiembrie cât am consumat? Nu am datele pentru noiembrie, eu le voi afla în zilele următoare și neapărat voi informa. Da, din ce trăiește acum stânga Nistrului? Nu știu dacă ați încercat să vă informați, pentru că de o lună de zile, cel puțin, acolo lucrurile se cam dramatizează așa. Banii pentru curent, nu? Uzina metalurgică am văzut că a început să producă săptămâna asta ceva, dar până acum n-a produs. În lipsă de materie primă nici nu va putea să mai producă mult timp. Cât mai fac ei echilibristica asta? Cât și-o mai permit? Din păcate eu nu am aceste date. Probabil trebuie o discuție cu biroul de reintegrare, care cunoaște mai multă informație la subiect. Dar nu credeți că, iată, și această situație în care am ajuns noi astăzi, că jumătate din necesarul de energie electrică îl cumpărăm ad hoc, practic, de pe piață, la prețuri care depășesc și 400 de euro megavatul, se cauzează inclusiv pentru că am ținut tot anul acest joc cu îngresul, noi le dădeam autorizații de mediu și ei mai prelungeau pe lună livrările de curent. Dacă se termina toată povestea asta prin luna aprilie, când au început problemele și ne ocupam serios atunci să căutăm alternative, n-am fi reușit să ajungem într-o altă situație? Nu cred, pentru că motivul de bază este faptul că Rusia a bombardat Ucraina. Noi și așa aveam contracte cu Ucraina. Da, probabil puteam să luăm mai multă energie electrică în perioada de vară din Ucraina, însă ținând cont că bombardamentul și preluarea stației de la Zaporojie s-a întâmplat în septembrie și octombrie, nu cred că ar fi schimbat dramatic lucrurile. Oricum avea să ajungem în situația în care să căutăm mai multă energie în România sau în spațiu european. Dar, repet, aici prețurile sunt cele pe care le știm. Nu pot fi schimbate așa cum ne dorim noi. Și trebuie să luăm în calcul că inclusiv România importă o cantitate destul de mare în ultima perioadă. Mai ales când nu bate vântul. Da. Bun. Avem o grămadă de probleme și ni le mai creăm și noi pe loc gol, domnule ministru. Proverbul ăsta că la cel sărac nici boii nu trag este tare actual pentru noi, pentru că 80 de megawați vitali în condițiile astea, care ar fi trebuit să fie produși la blocul energetic 3 de la termoelectrica, nu sunt produși, i-am pierdut. 80 de megawați înseamnă 30% din consumul de curent al capitalei, 15% din consumul total al malului drept. Ce înseamnă asta? Cum este posibil ca un bloc energetic care a funcționat până în luna martie, anul trecut, care a fost reparat de compania Horus, au făcut și conferință de presă pe 25 octombrie intitulată așa, datorită nouă cetățenii vor avea agent termic și curent, și când au dat să o pornească s-a stricat toată treaba aia acolo. Cum este posibil să se întâmple așa ceva? Este un accident evident că cumva trist și este grav faptul că noi am ajuns în situația să chiar la început de iarnă să se întâmple această avarie. Unica ce-mi doresc eu ca să fie o investigare cât mai transparentă și corectă și cât mai repede să fie rezolvată problema, iar acest generator, turbină, să fie pornită cât mai repede. Neastră, ați spus că la 6 zile de la producerea avariei încă nu știați despre incident. Totuși,
stau și eu așa și mă gândesc că în contextul problemelor astea cu, de alimentare cu energie electrică, în condițiile în care noi avusesem deja penii de curent ca urmare a bombardamentelor din Ucraina, iată, dumneavoastră nu v-ați întrebat de ce la termoelectrică se producea în continuare doar 80 de megawați când trebuia să se treacă foarte bine de 100. Cei de la Moldelectrica, care au contract cu termoelectrica, nu v-au spus, domne, ăia nu ne dau suficient curent, pentru că era penurie în țară, noi căutam disperați curent electric, ăștia 80, nu să zicem 50, 60, cât s-ar fi produs în primele zile, pentru că nu era atât de frig, lipseau. Nu e așa. Dar cum este? Vă spun. În primul rând, 80 de megawatt ar fi produs în perioada cea mai rece, probabil în decembrie. În perioada în care s-a produs avaria, deci nu aveau cum să producă mai mult de, nu știu, maxim 10-15 megawatt, pentru că așa era. Și noi am aflat nu după 6 zile, dar după 4 zile și nu era o problemă de blackout sau de deconectări masive. Ea s-a întâmplat deconectările masive după acest incident. Deci, în mod normal, această cădere de, nu știu, maxim 10 megawatts care era în acea zile, ea nu a fost cumva observată, pentru că era o capacitate micuță. Ce este adevărat, și asta am spus-o cu mai multe ocazii, că este total irresponsabil ca termoelectrica să nu fie informat conducerea guvernului și inclusiv APP-ul. Și asta cumva va trebui să înțelegem de ce s-a întâmplat acest lucru. Argumentul că au considerat că e o avarie, așa cum s-a mai întâmplat și în anii precedenți, din punctul nostru de vedere nu ține prea mult, ținând cont de criza în care suntem, dar sper că și-au învățat lecția și la finalul anchetei se va identifica cine este responsabil și probabil sancționat. M-am uitat pe hotărârea ANRE de la sfârșit de septembrie sau început de octombrie, când a fost stabilit prețul de achiziție al energiei electrice produse de termoelectrică, este de 225 de euro megawattul. Bun. Să zicem că se produceau acolo, acum, deși este frig, domnule ministru, să zicem că se produceau 50 de megawați. Oricum este vorba despre sute de mii de euro pe care această companie le pierde zilnic. Așa e. Sute de mii de euro. Cine? Dacă am luat astea 20 de zile, noi ajungem la o sumă de 7-8 milioane de euro. Cine răspunde? Cine va plăti aceste pagube uriașe aduse unei companii care și așa există greu și gâfâie? Nu aș fi așa de dramatic referitor la companie, totuși s-au mai făcut investiții și se fac în continuare. Dar ca să răspund, sunt banii lor. Da, este adevărat, este o pierdere. Care, mă scuzați că vă întrerup, ori o vă plăti noi în factură, ori guvernul o va acoperi prin subvenții de la buget. Haideți să, cumva să încerc un pic să explic mai în detaliu ce se întâmplă la termoelectrică. La termoelectrică sunt 3 blocuri energetice. În mod normal, compania sau pentru buna funcționare trebuie să funcționeze toate 3. Pentru că pe parcursul anilor s-a demonstrat că sunt avarii, este adevărat, mai scurte, o zi, două, maxim 18 zile a fost și când un bloc se intră în avarie, funcționează cele două și nu vorbim de astfel de pierderi despre care se întâmplă acum. Ținând cont că contractul din primăvară a fost reziliat și proiectul cu Banca Mondială nu s-a mers mai departe, practic la termoelectrică avem un singur bloc care funcționează, numărul 1, numărul 2 care a ieșit din uz și nu poate fi pornit și numărul 3. Deci în momentul în care s-a defectat sau a intrat în avarie blocul 3, respectiv a rămas doar un singur bloc și au loc aceste pierderi. Chiar dacă era o avarie minoră, să zicem, de o zi, două, oricum în această zi, două, avea să avem acele pierderi din simplu motiv că blocul 2 nu funcționează. Acum, termoelectrica a creat un grup de anchetă intern, împreună sau cu, sub supravegherea reprezentanților SIS și a procuraturii, care de asemenea investigează cazul.
Eu am spus că doamna prim-ministru a dat indicație și mâine va fi deja anunțat grupul de experți tehnici din exterior. Sunt din societatea civilă, profesori universitari, sunt profesori universitari din România care vor veni și vor analiza raportul de expertiză a grupului intern care va fi publicat vineri. Și va mai da și o opinie din afară ce exact s-a întâmplat acolo. A fost o eroare umană, o eroare tehnică, un sabotaj, a fost intenționat creată o astfel de situație. Dar problema de bază este că din aceste trei blocuri pot funcționa în această iarnă maxim două. Haideți că trebuie să luăm publicitate. La această oră ni s-a alăturat și domnul Vasile Munteniță, președinte al Asociației Profesionale Cogen România a Producătorilor de Energie Electrică și Termică în cogenerare. În această asociație profesională sunt în prezent 28 de membri care sunt în principal producători și distribuitori de energie termică în 20 de orașe din România. Domnule Munteniță, bună seara! Bună seara, vă salut și vă mulțumesc pentru apelul dumneavoastră. Domnule Munteniță, dumneavoastră sunteți unul dintre experții cei mai apreciați în România în acest domeniu, de asta și vă solicităm expertiza. Știu că v-ați informat despre problema care a survenit la termoelectrica. Pe scurt, acest bloc a funcționat până în primăvara acestui an. În vară s-au pornit niște reparații acolo. În caietul de sarcini, spre exemplu, scrie clar reparație capitală a generatorului, iar această avarie, domnule Munteniță, s-a produs în interiorul generatorului la acel sistem de răcire. Din punctul dumneavoastră de vedere, compania care a efectuat aceste lucrări era obligată să aibă în vedere și acea țeavă care s-a fisurat și a dus la avarie? Tot ce pot să vă spun este că toate informațiile pe care le dețin până în acest moment sunt preluate din presă și din ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Drept pentru care, altă observație care vreau să o fac, detest termenul de expert. În România nu este încă definit acest termen și nu există o instituție care certifică titlul de expert. Expert se numesc unii care se auto-intitulează, care sunt specialist, am o oarece experiență de 40 de ani în domeniul energetic, 44 mai exact. Am lucrat 25 de ani numai în termocentrale. Cunosc echipamentele și instalațiile. Întâmplarea face că echipamentele de la CET2 Chișinău sunt aproape identice cu cele de la termocentrala Chiscan Brăila, unde am lucrat aproape 20 de ani. Numai că alea sunt de 210 MW, iar astea dată sunt jumătate, dar exact același producător, aceeași linie tehnologică și aceeași construcție. Repet, tot ce știu până acum nu pot să iau decât la nivel ipotetic a ceea ce s-a întâmplat acolo și nu pot să dau nici verdicte, nici soluții. Ca un caz ipotetic, probabil că ce s-a întâmplat acolo a fost, într-adevăr, din ce am văzut din comunicatul societății termoelectrica, a fost datorat unei scăpări de lichid de răcire, respectiv apă, în interiorul generatorului. Se pare că de la o fisură. Acum, dacă a fost o fisură, înseamnă că acea apă nu a pătruns brusc și a pătruns un oarecare timp, nu pot să-l apreciez cât, funcție de mărimea fisurii, lucru care a dus în timpul acesta la degradarea izolației termice, care în mod normal ar fi trebuit să fie sesizată. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil că ori n-a fost sesizată, ori că inundarea generatorului cu apă de răcire a fost bruscă și protecția electrică a declanșat, s-a produs acolo un scurt circuit, probabil și a declanșat protecție.
Un lucru foarte important pe care vreau să-l spun apropo de ce am mai citit prin presă, de cercetările, anchete, am înțeles că există în curs și niște anchete ale procuraturii, ale serviciilor noastre de informații. Eu am trăit astfel de incidente, am trăit un incident mult mai mare în care organele statului și-au pus imediat sigiliul și amprenta și au început ancheta și dacă pagubele inițiale erau cifrate la vremea aceea câteva milioane de lei, după ce instalațiile au fost blocate și nu a dat voie personal să intervină, să facă lucrări și toate cele necesare, dezastrul a fost de 3 ori mai mare, respectiv cheltuielile enorme. Ceea ce trebuie făcut acum este, în primul rând, să se caute cauzele, să cerceteze cauzele, să depisteze cauzele exacte ale incidentului. Nu să se caute vinovați. Pentru că eu înțeleg și rolul presei este același de a găsi vinovați, de a vedea sânge, politica caută și ea are interesele ei. Astfel de evenimente într-o comunitate declanșează înfierbințeli și pasiuni care sunt total contrare și nu sunt benefice găsirii adevărului și rezolvării problemei cât mai rapid. Domnule Munteniță, da, totuși, noi avem dreptul să punem aceste întrebări, mai ales că e un context foarte ciudat. Această reparație, a avut loc o licitație cu mari năbădăi câștigată de o companie, ulterior de alta, s-a ținut secret. Iată, domnul ministru aici în studio spune că nu a știut despre această avarie în condițiile în care acolo se puteau produce 80 de megawați, iar dumneavoastră știți foarte bine, noi acum suntem în penurie de energie electrică. Nu avem acoperite de contracte peste jumătate din consumul de curent. Putem să ne gândim și la sabotaje, putem să ne gândim la tot felul de lucruri. Este conjunctura, din păcate, este conjunctura cea mai nefericită pentru rezolvarea unui astfel de eveniment, inclusiv starea asta de nesiguranță, condițiile politice, sociale și mai ales războiul din vecinătatea noastră creează această stare de stres pe care ar trebui să ne o stăpânim, iar cei care sunt abilitați și îndriguiți să conducă niște instituții trebuie să fie primii care dau exemple de reținere, calm și, cum să zic eu, rațiune în analiza și în orice acțiune pe care o fac. Bun, acum să trec, am făcut așa o scurtă introducere pentru a nu uita ce am de spus, pentru că e foarte important acest lucru, v-am spus, am trecut prin momente de genul ăsta. În urma acelui incident groaznic, a fost de fapt o explozie față de generatoarele de la CET2 Chișinău, cele de la Brăila aproape similare, dar cu putere dublă, erau răcite cu hidrogen. Acolo a avut loc o explozie de hidrogen, jumătate de centrală a fost avariată, grupul era, au fost și 2 victime omenești acolo, mulțumim Dumnezeu că la dumneavoastră nu s-a întâmplat acest lucru și vă dați seama, stresul era și pe vremea comunismului, stresul era cu atât mai mare și ancheta a fost cu atât mai dură. Ancheta s-a sfârșit în cele din urmă și nu a fost găsit niciun vinovat. Bineînțeles că singurul lucru groaznic au fost pierderea celor 2 vieți omenești și pierderile materiale. Acum, repet și revin la cazul ipotetic, în mod normal, la noi, eu nu sunt familiarizat cu legislația în Moldova, în ceea ce privește regulile și instrucțiunile de exploatare ale acestor instalații. Acum să fim sinceri, și noi românii și în Moldova, toate au fost, marea industrie a fost importată din URSS, atât tehnologiile, instrucțiunile de folosire și exploatare au fost luate după modele sovietice din vremea aceea. Mă îndoiesc că în Moldova nu ar fi fost respectate și nu s-ar ține cont de niște reguli care au funcționat atâția zeci de ani. În mod normal, predarea în reparația unui agregat se face cu proces verbal. Dacă a fost vorba numai de reparația generatorului, capitala, ceea ce mă îndoiesc că a fost vorba de reparația întregului grup energetic, acesta s-a făcut în baza unui proces verbal.
cu o listă de lucrări acceptată sau, cum zic eu, prezumtivă. Pentru că în parcursul unei lucrări, în mod normal, că e RK, că e revizie, în ziua de astăzi nu prea mai se ține cont așa. Înainte era la RK, avea o listă obligatorie de lucrări. Acum RK-ul, și e firesc așa că e economie de piață, RK-ul are niște planificate niște lucrări și bineînțeles că verifică și starea fizică și funcțională a celorlalte elemente. Întrebarea care noastră este, domnule Munteniță, noi atunci când avem semne de întrebare la lucrările făcute de această companie, ele au vreun fundament sau nu? Domnul meu, dumneavoastră, repet, să nu mă înțelegeți greșit, dumneavoastră ca ziarist aveți tot dreptul și asta e menirea dumneavoastră, asta e profesia. Dacă ar dispărea și ziariștii, chiar că societatea s-ar duce de râpă complet. Aveți dreptul să puneți toate întrebările, să afișați și să comunicați toate ipotezile, indiferent dacă deranjează sau nu deranjează pe cineva. Cei care trebuie să fie reținuți și moderați sunt cei care am spus și eu, conducătorii instituțiilor. Adică nu trebuie să lase angrenați în vâltoarea sau în focul care îl aprinde presa. Asta e rolul presei, că, repet, să aprindă focuri. Cei care sunt obligați să le stingă sunt alții. Să semnalăm probleme. Încă o întrebare, domnule Munteniță. Neastră ați făcut o precizare foarte interesantă și importantă pentru noi. Ați dat exemplu acelui chat de la Brăila, care spuneți dumneavoastră este practic similar cu cel de la Chișinău. Iată aici responsabilii noștri, inclusiv domnul ministru pe care îl avem în studio, susțin că la Chișinău, în afară de compania Horus, nu mai poate nimeni să facă lucrări la termoelectrica. Companii, deci în România, cine repară, că nu repară Horus, ar exista astăzi companii în România care să poată să facă lucrări la termoelectrica de la noi? Domnilor, în ziua de astăzi, în domeniul, cum zic eu, industrial, comercial, nu există granițe. Dacă există granițe între politic sau administrativ, asta e cu totul altceva, dar în domeniul comercial, cum zic eu, să fiu patron la o centrală, să spunem, dar inconștient să fiu, să nu caut cea mai bună firmă, cea mai ieftină, oriunde s-ar găsi ea, și să iau... Întrebarea este dacă pot să facă aceste lucrări companii din România. Din cunoștința mea, da, sigur că le fac lucrări. Cozi, la instalații și echipamente mult mai complicate și mult mai pretențioase decât echipamentele la C2. Întrebarea este un pic alta, ca să fie corectă. Nu dacă sunt companii. Întrebarea, din punctul dumneavoastră de vedere, poate o companie, fără producătorul cel din spațiu sovietic, să repare, fără piesele de la acel producător, un astfel de echipament? Știți ce se întâmplă? Mă puneți într-o situație delicată. Eu nu vreau să folosesc acum nume de firme, că nu crede cineva că eu am o afinitate pentru unul sau altul. Nu am nicio afinitate cu nimeni. Deci, în România, la ora actuală, și din câte cunosc eu și din Republica Moldova, sunt firme care pot face asemenea lucrări, sunt firme care pot găsi, pentru că singura problemă, în ceea ce privește condiționarea legată de producător, asta dispare din prima. Nu mai există condiționarea producătorului. Asta există în primii ani de funcționare, când producătorul asigură o garanție, asigură o mentenanță câțiva ani și mai departe. În momentul ăla, lucrările poți să le faci oriunde. E adevărat că unele piese nu poți să le iei decât la producător sau decât de la o firmă agreată de acesta care poate să comercializeze aceste piese. Dacă se pune vorba de piese, de procurarea de piese, iar să mă ierte Dumnezeu. Eu cunosc atâtea exemple, nu numai în domeniul energetic, ci în alte domenii în care vânzătorul sau producătorul de piese nu are nicio reținere și a vinde marfa oricui cere și spune numai o iei numai de la ăsta că ăsta e vărnă sau e frate. Nu, se pot trebuie... piesi pe piață. Deci soluții pot să existe și companii din România pot să facă aceste lucrări. Aceste lucrări se fac prin licitații.
Noi mai avem o prevedere legală prin care în cazul unor situații de urgență care condiționează, are influența asupra societății, afectează sănătatea, siguranța cetățenilor și așa mai departe, se pot face prin asta atribuire directă. Iar în rest sunt firme care câștigă licitații, fac lucrarea, au contracte cu furnizori externi, aduc piese. Asta vă spun că piesele, și asta știu în mod sigur, piesele de la echipamentele dumneavoastră și din echipamentele care mai sunt în România asemănătoare cu acestea, dacă nu sunt în Moldova, Ucraina în mod sigur pot fi găsite ca piese de schimb. Domnule ministru, continuăm cu această reparație. Ea a fost făcută în urma unei licitații cu scandal. Au participat 3 companii, Harkov Energoremont, Horus și Turbo Energy. Inițial, Turbo Energy oferise cea mai bună ofertă. Până la urmă s-au anulat toate 3, s-a trecut la negocieri directe, a fost ales veșnicul Horus. Neastră, atunci ați spus că veți supraveghea personal, ați dat indicații și inclusiv ați văzut, v-ați dus la termoelectrică, ați supravegheat lucrările. Neastră, sunteți mulțumit de rezultatul pe care l-avem astăzi acolo? Eu, în primul rând, nu sunt mulțumit că acel grup de peste 40 de procurori care a fost la termoelectrică nu a făcut claritate pe acest caz. Dar de ce nu a făcut? Neastră v-ați interesat? Nu m-am interesat, eu nu discuții. Nu discut cu procurorii și nici cu judecătorii. Simplu cu borset ca și se uit tot. Eu foarte mult sper că va fi un rezultat. Ori așa cum am spus, eu personal sunt primul interesat să fie claritate. Dar știți că ăștia care câștigă licitații pe la termoelectrică se laudă că atâta de mult exprimarea mănâncă procurorii, anchetatorii de acolo ca din nicăieri. Nu, asta ați auzit, sunt convins de chestia. Eu știți foarte bine că de mai multe ori am declarat că în jurul termoelectric a fost mare corupție. Și încă mai este. Și probabil încă mai este. Sper că este mai puțină. Dar eu tare îmi doresc ca procuratura totuși să iasă. Știu că și dumneavoastră ați solicitat de mai multe ori să facă claritate. Eu la fel. Pentru că din câte cunosc, procurorii au scos echipamentele, calculatoarele, telefoanele de la oamenii care lucrau acolo. Respectiv, trebuie să aibă toată informația și să spună, măi, a fost o licitație corectă, a fost trucată, s-a dat mită, cui s-a dat, cine se face vinovat, toată lumea este. Dar dumneavoastră ați intervenit în vreun fel în această licitație? Eu nu am intervenit nici într-un fel și mai mult decât atât. Nu intervin absolut în nicio licitație. Eu doar solicit informație să se mă prezinte ca să mă asigur că sunt suficiente argumente pentru anumite sau alte decizii. La momentul când am solicitat informații despre acea licitație, mi s-a prezentat toate ofertele, modul în care a lucrat comisia, cum s-au luat deciziile, de ce s-au anulat toate 3 oferte, cum s-au negociat. Și din punctul dumneavoastră de vedere, corect a fost ales Horus? Din punctul meu de vedere, comisia a lucrat corect. Din punctul meu de vedere. Acum, ce a urmat după? Asta este o întrebare care deja trebuie să dea răspuns procuratura. Nu este singurul scandal cu implicare termoelectrică. De ce domnul Leu încă se află în funcție, mai ales că nici nu v-a informat măcar de aceasta? Eu nu vreau, așa cum a spus și expertul, sau chiar dacă nu-i place, nu vreau să fac acum declarații tari și să zgudui. Trebuie să așteptăm rezultatele anchetei ca să vedem exact ce s-a întâmplat. Repet, motivul pe care l-a spus domnul director Leu de ce nu a fost informată și nu doar eu, spre exemplu, trebuia în primul rând să informeze. Dar nu v-a convins acest motiv. Care? Nu m-a convins pentru că am menționat încă o dată, într-o situație de criză energetică în care suntem, așteptarea mea în calitate de ministru este ca toată lumea să mă informeze imediat când se întâmplă ceva. Și trebuie să recunosc că într-un an și 4 sau 5 luni de mandat este primul caz când aflu atât de târziu despre o astfel de situație. Și, regretabil, am creat un nou protocol, se va informa în termen foarte restrâns, în primul rând APP-ul, pentru că Termoelectrica este o companie de stat în subordinea APP-ului, și după asta Ministerul și doamna prim-ministru. Știți că nici nu s-au deranjat nu să ne răspundă celor de la Jurnal TV când a făcut știrea.
în ziua aia. Nici nu s-au deranjat să ne răspundă. Nu, asta e, deja este o problemă, pentru că eu cred în transparență și în accesul la informații. Neastră, în primăvara acestui an, când vorbeam de altă licitație interesantă, cea de la blocul 2, reparat de... care trebuia să fie reparat de Horus și Silavăi în mașină, neastră spuneați, așa, foarte convins chiar, că dacă nu se face reparația, Chișinăul va îngheța iarna asta. Și avem și imagini cu neastră, nu puteți să negați asta. Dar nu neg. Deci eu iată acum, că a venit iarna. Eu și acum pot să... Blocul 2 n-a fost reparat. Nu. Blocul 3 a fost reparat și stricat și Chișinăul tot nu îngheață. Deci atunci a fost un fel de șantaj emoțional sau ce a fost? Nu, domnul Coțăr, haideți să nu vorbim în primul rând lucruri neadevărate. Cum adică? Dar neastră a spus că îngheață și Chișinăul. Și dacă se întâmplă că mâine se întâmplă o avarie la blocul 1? Dar avarii se întâmplă. Nu, și eu vă întreb, ce după se reparația Horus. Nu, și dacă se întâmplă și la blocul 1? Nu, dar noi ce facem acum? Stăm numai în avarii? Parcă blocul 1 tot de Horus a fost. Eu am o întrebare reparat. Simplă și serioasă. Nu, și să eu nu tot serios vă întreb. Și eu vă întreb, ce se întâmplă dacă mâine sau poimâine cade blocul 1? Trebuie să întrebăm cei de la Horus. Păi nu, eu vă spun ce se întâmplă. Chiar dacă cade pe o zi sau pe două. Nu zic să fie o vară. Ce se întâmplă în două zile dacă cade blocul? Nu, domnul ministru, dumneavoastră ați spus că dacă nu se repară, îngheață Chișinău. Nu, eu am spus... S-a reparat și trei și a fost stricat și tot nu îngheață. Eu, domnul Cozer. Dumneavoastră, din punctul meu de vedere, ați recurs la șantaj emoțional atunci. Domnul Cozer, încă o dată spun și vă rog să luați serios ce ați spus. Foarte serios. Niciodată, dar niciodată n-am să mă detașez de lucrurile pe care le-am spus. La fel cum am spus în primăvară despre acest risc, la fel îl confirm acum. Există riscul și trebuie să înțelegem ce înseamnă risc. Există riscul la termoelectrica, în cazul în care vor apărea avarii suplimentare, să fim în situația în care termoelectrica să nu poată asigura întreaga sarcină. Da. Termică. Da, această societate și compania numai pe avarii lucrează, avarii acolo, avarii dincolo. Da, ce pentru că este un echipament extrem de vechi, din anii 50, 60, care 70, care a fost reparat cosmetic. Deci, repet. Păi și vina cui este că a fost reparat cosmetic? Pentru că asta de ce nu s-a reparat? Încă o dată, pentru că asta a fost ce s-a reușit să se facă în această perioadă. Ori, repet, proiectul Băncii Mondiale era un proiect de 11 milioane de euro, blocul 2, blocul 3, asta înseamnă peste 200 și ceva de milioane de lei, iar reparația, și nu a întregului bloc, dar doar a generatorului, a costat un pic mai mult de 5 milioane și un pic de lei. Vreau să se înțeleagă exact. Asta, dacă am în termeni mai simple, ne-am duce la o mașină și am schimbat doar o piesă în loc să schimbăm întreg motor. Și tocmai piesa aia se strică. Și s-a stricat, nu piesa aceea, s-a stricat un pic altceva. Dar generatorul, domnul Spânul, țeava asta e în generator. Nu este așa și eu vă rog încă o dată. Deci sunt lucruri separate. Deci acea țeavă care se află în blocul de răcire nu a fost inclusă în caietul de sarcini. Repet, eu cred că este logic și rațional ca noi să așteptăm întreaga... Așteptăm. Așteptăm și vom vedea. Iar noi de 30 de ani tot așteptăm în țara asta și nu se mai întâmplă nimic. Nu, eu cred că nu este chiar așa. Ei, nu e așa. Vreți să vă demonstrez că nu? Dar avem dosare penale, domnul ministru, pe repararea blocului 1. De 3 ani le avem și nimic nu se întâmplă. Și de ce nu se duc până la capăt? Încă o dată. Păi de ce nu se duc? Păi e ca o întrebare pe care o am. Dumneavoastră ați venit la guvernare și ați spus că altfel o să fie și justiția și tot. Eu tare sper că justiția, din păcate... sau nu din păcate, nu e în subordinea mea și nu pot. Cred că colegul meu, Litvinencu, poate să ofere mai multe detalii. Dar cu siguranță sunt primul interesat ca toți cei responsabili de la termoelectrica să fie trași la răspundere. Așa? Numai de la termoelectrica? Nu, în cazul în care vorbim acum, în general, toți să fie trași. Dar dacă vorbim de termoelectrica, cei? Și să știți că am fost primul când am ajuns la minister în care am solicitat schimbarea conducerii de la termoelectrica. Că era clar... că e plină de corupție. Ați văzut că domnul Grosu a recunoscut aici că el a umblat cu 5 milioane. Păi și eu v-am spus de mai multe ori, dar nu mă credeați. Păi, dar nu ce face justiția din țara asta? Umblă cu 5 milioane de dolari la președintele Parlamentului și toți dorm. Eu sper foarte mult că justiția în sfârșit să-și facă treaba. Nu, așa își face că tot aceleași companii câștigă. Da, cred că sunteți de acord că nu puteți să mă înveniți pe mine de justiție. Să îmi băgați și mie justiția, că îmi băgați toate... Nu, dumneavoastră sunteți toți la guvernare împreună,
Domnul Litvinenko, din păcate, văd că este cam depășit deja de situație și trebuie să înțeleagă acest lucru. Haideți să nu vorbim chiar așa. Eu cred că domnul Litvinenko își face treaba bine într-un sector extrem de complicat. Deci să nu uităm că dacă și s-a întâmplat careva mișcări în acest domeniu, s-a întâmplat în ultimul an și un pic. Da, sigur, se poate, probabil se putea mai repede, mai mult. Haideți să revenim la... Nu, dar eu vă rog să nu atacați nejustificat colegii și să nu vorbiți lucruri care cu adevărat nu sunt așa cum spuneți. Nu, dacă funcționează justiția în țara asta, nu am zis că nu am zis că funcționează și nici cred că domnul Litvinenko nu a zis vreodată că funcționează. Păi, eu la asta și mă referit. Păi, dar atunci de ce spuneți că nu... Că... Eu am spus că din punctul meu de vedere, domnul Litvinenko deja este depășit. Și eu cred că e o greșeală mare ce spuneți. Ok. Asta e opinia noastră. Ia mea, cei de la Horus au făcut, cred că ieri, conferință de presă, au spus că nu au nicio vină. Da, v-am mai și amenințat că îi spun ei că totul se întâmplă din cauza unor dispute din PASC acolo, vă distrugeți între voi și v-au amenințat, domnule ministru, că dacă nu încetați aceste dispute, se duc de la termoelectrica și nu vor mai face lucrări. Cum luați această amenințare? Poate le trimiteți o scrisoare, îi rugați frumos să rămână acolo, că vedeți că se pierde țara fără ei, cel puțin așa are ieșit. Domnul Cozer, ați invitat un expert respectabil la această emisiune și v-a spus să nu încercați să ironizați o problemă serioasă. Dar eu nu ironizez. Asta a ieșit omul și spune că el face voluntariat. Era suficient să puneți întrebarea fără să o ironizați. Repet, dacă ați lua criza energetică în serios, nu eu v-ați permit. Iau. Nu o luați. Nu, domnule ministru, eu o iau. Îmi pare că dumneavoastră nu luați, că să pierd 80 de megavați. Dar eu o iau. Da. Acum, dacă nu acum prezentam noi asta în presă, nici nu se mai află. Nu este adevărat. Tot trebuie să recunoașteți că de domeniul energetic se discută și este transparență cum nu a fost niciodată în țara asta. Și nu este nici o informație care să fie ascunsă. Iar dacă mai este nevoie de ceva informații, să-mi spuneți și eu personal vă aduc și vă dau pe toate. Și sper foarte mult ca... Cum reacționați la amenințare? Așa, acum să revin, nu știu, nu am văzut conferința lor de presă, eu le recomand să-și facă treaba bine. Apropo, Termoelectrica încă nu a semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor. Așa că ar fi bine să-și facă treaba bine și să nu umble cu prostii. Cum răspundeți polițienilor care vă acuză că sunteți avocatul companiei Horus? Prostii. Deci nu am cum să fiu avocat, ținând cont că am fost persoana care am căutat mai mult de 6 luni să găsesc o alternativă problemei de la Termoelectrica. Mai mult decât atât, în mai multe situații am spus că interesele în jurul Termoelectricei și a lucrărilor și a contractelor care au fost în trecut, inclusiv cu fostul director, au anumit substrat de corupție. Și știm foarte bine că fostul director este anchetat. Sper foarte mult, iarăși, repet, revenim la justiție, care își va face treaba. Eu nu am nicio legătură cu această companie și nici nu vreau să aud de ea. Chișinăul este clar că trebuie să aibă o nouă centrală de termoficare și cogenerare de energie electrică. Construit, sperăm noi, după tehnologie occidentală, realist, e clar că costă foarte mult, niște estimări, un megawatt, $1,000,000. Spuneați în primăvară că costă tot cam atât. Cum adică tot cam atât? Costă... Un megawatt, domnul ministru, că dumneavoastră acum vorbiți chestii reale. Un megawatt costă $1,000,000, 300 de megawatt, 300 de milioane de dolari. Cât de realist este să producem o... E foarte realist și nu avem alte soluții. Și în ce perioadă? Cel mai optimist scenariu e 5 ani, dar puțin probabil, cel mai realist e 7 ani. În 7 ani să avem o centrală termică nouă. S-a lansat licitația pentru studiul de fezabilitate în acest proiect. Sper că până la finalul anului viitor deja să avem și un răspuns, ce tip de centrală, cum să o construim și după care să ne identificăm resursele financiare pentru construcția ei. Dacă câștigă Horus licitația, să nu ne mirăm. Eu tare sper să nu câștige. Ok. Bun. Să nu ia că fac... Mai avem multe întrebări, dar una este importantă, că în acest studio Ion Ceban, primarul Capitalei,
Eu, sincer, n-am intrat foarte bine în esența acuzațiilor, chiar dacă am încercat, dar din ce am înțeles, v-a acuzat că furați 100 de milioane de metri cub de gaze pe an, că ar fi crescut în urma semnării contractului dumneavoastră a negocierilor, că Moldova Gaz a semnat, ca să fiu corect în final, că s-ar fi livrat cu 100 de milioane de metri cub de gaze în plus pe malul drept și că acest gaz dumneavoastră și cu niște parteneri de prin Olanda sau nu știu de prin unde l-ați fi furat. Cum răspundeți acestor acuzații? Domnul Ceban, mi-aș recomanda să citească o carte despre cum circulă gazul și cum este transportat și un pic să înțeleagă ce înseamnă 100 de milioane de metri cub de gaz și cum poate el intra și ieși ca nimeni să n-al observe. Sincer, îi recomand să duc poate la UTM, sunt cursuri pentru astfel de înțelegere. Doi, eu l-am dat în judecată și știți că am anunțat public. Am dat în judecată și am cerut să dezmințirea un leu și sper să mă tăie primăria un an de zile. La această judecată, vă rog, vreau să văd probele pe care le are, iar pe partea mea voi aduce probabil cei mai buni experți din domeniul dat, care îi va arăta pe cifre sau pe o tablă ce înseamnă 100 de milioane de metri cub de gaz și cum el trece dintr-o parte în alta. Da, și financiar înseamnă foarte mult, mai ales la prețurile actuale. Exact. Mai aveam multe întrebări aici, din păcate nu avem timp, iarăși s-a depășit timpul, dar vreau să discutăm despre un alt subiect foarte, foarte important din punctul meu de vedere, chiar dacă nu este neapărat domeniul nostru. Aeroportul, cu aplauze, miercurea trecut, ați anunțat că a revenit în gestiunea statului. Iată, a trecut o săptămână și eu nu văd nimic din partea acestui stat, un plan, ce se întâmplă acolo la aeroport, când nici măcar nu știm dacă realist s-a introdus administrația statului acolo sau nu. În primul rând, administrația statului... Este de pe perioada stării de urgență, ok, dar o administrație reală deja, juridică. Dar nu poate să se introducă la Avia Invest o administrație a statului. Cum? Dar de ce nu se face? Pentru că este o companie privată. Ok. Nu, atunci, haideți un pic... Explicați atunci cum exact ia preia statul în gestiune. Eu am impresia, știți, că anunțul despre preluarea aeroportului a fost vreo 3 ani în urmă. Spuneți că a fost de o săptămână și... Da, creați... dar nu este niciun plan. Nimic nu este vedem. Adevărat. Nu este adevărat. Dar public n-am văzut. Public, deci a fost la APP, astăzi am avut o discuție la subiect, APP a convocat toate instituțiile responsabile de această preluare a aeroportului, mă refer, Serviciul de Informație, IGPF-ul, Ministerul. Deja este un draft de plan ce trebuie să se întâmple. Au fost trimise scrisori, solicitări de delegare de persoane în comisia de primire, predare a tuturor bunurilor și cred că deja în săptămânile următoare această comisie va fi creată și încet, încet se va prelua toate bunurile. Pentru ca să înțelegem exact ce trebuie să se întâmple de la Avia Invest, să preia tot și să dea probabil la compania de stat Aeroportul Internațional Chișinău, de la care au fost preluate. În scurt timp va fi numit o nouă persoană la întreprindere de stat Aeroportul Internațional Chișinău, care va prelua aceste lucruri. Sperăm că ați identificat un manager profesionist acolo, că e mare nevoie. Nu, cred că la prima etapă este nevoie, din punctul meu de vedere, mai degrabă de un jurist și un om prin domeniul de financiar, pentru că în etapa asta, care va dura, trebuie să recunoaștem câteva luni, este important să ne asigurăm că tot procesul de tranziție este făcut corect. Iar în termen mediu și lung, sunt de acord, avem nevoie de o persoană cu experiență care știe ce înseamnă administrarea unui aeroport. Ministru, vor fi reduse acolo taxele aeroportuare? Vor fi excluse taxe pentru curse de importanță sigur majoră, cum ar fi cele care ne leagă sigur de România, așa cum se întâmplă sigur, pe sigur aeroport? Sigur, deci evident că 25 de euro taxe pe fiecare pasager nu mai poate să fie. Taxa de 9 euro pentru reconstrucție sau modernizare la fel trebuie scoasă. Deci eu am avut discuții cu Ryanair încă, scuzați de publicitate, încă nu anul trecut și un tarif per pasager ar trebui să fie cu siguranță mai mic de 15 euro, dar mai sunt și alte elemente importante, spre exemplu handling-ul, da? Care este la fel controlată din acel grup
și în ultima perioadă au încercat să crească taxa de handling. Handling mă refer la autocarul și tot da, așa. Da. Bagaje. Bagaje. Și trebuie să creăm și alternative pentru acest serviciu ca să oferim servicii mai ieftine pentru operatori. Ori, până la urmă, aceste costuri sunt în biletul pe care oamenii îl plătesc. Dar ce se întâmplă cu compania Wizz Air? Este singura companie serioasă, mare, care operează astăzi de pe aeroportul nostru. Bun, curse multe, că mai avem și turcii și altele care sunt serioase, să nu se supere. Dar ei operează puține curse. Iată, pleacă iarăși, mută din nou baza la Iași, reduc iarăși drastic numărul de curse de la Chișinău. Este doar legat de război asta sau este și această problemă cu aeroportul nostru? Nu, este mare parte legată de război. Acest anunț a venit după ce acele trei rachete, dacă nu greșesc, au intersectat teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, Wizz Air a luat decizia de securitate de a-și muta baza operațională, pentru că ei trebuiau să aducă avioanele în fiecare zi la Chișinău, care erau costuri suplimentare. Nu exclud faptul că ar fi și alte nemulțumiri. Noi avem discuții cu Wizz Air în continuare și vom face tot posibilul să menținem această companie, dar și să aducem și altele. Trebuie să aducem altele pentru că vedem că Air Moldova este în prăpastie, e cealaltă al lui Plahotniuc, Fly One și aia așa încolo încoace. Ce se întâmplă apropo cu Air Moldova? Pentru că chiar m-au întrebat zilele trecute niște oameni care doreau să-și cumpere bilete acolo și pe luna februarie. Ce se întâmplă? Autoritatea a renunțat că civil a făcut o inspecție financiară ca să vadă capacitatea economică a companiei de a-și onora obligațiunile, inclusiv față de pasageri. Ați văzut anunțul autorității, sunt probleme serioase și autoritatea a solicitat ca ei să sisteze vânzarea de bilete către cetățeni. Din ce înțeleg, au contestat în judecată, dar în perioada următoare autoritatea va face toate măsurile necesare, astfel ca, în primul rând, să protejeze cetățenii și clienții acestei companii. Eu nu vreau să fac recomandări ca să nu prejudecez judecata, dar vreau ca toți cetățenii să fie precauți atunci când decid să cumpere de la o companie sau la alta anumite bilete de avion. Ok, domnule ministru, eu vă mulțumesc pentru prezență.